Bună seara sau bună dimineața, stimați videocredincioși ai doxologiei. Vă mulțumesc foarte mult că ne însoțiți și în ziua aceasta, în momentele acestea, cu privirea și auzul dumneavoastră. În seara asta îmi vine să bat așa din niște tobe o invitată cu totul specială, absolut specială, și o să înțelegeți de ce. Mie mi-a atras atenția prima dată atunci când a cântat la România au talent și ne-a făcut o clipă să ne blocăm toți și să ne gândim câtă dreptate are în ceea ce cântă. Permiteți-mi așadar să introduc în studioul nostru virtual al doxologiei pe Laura Dinu. O lume hotărâtă și a făcut cruce, respiră greu ca și mine. Trăim împreună emoțiile acestei emisiuni și pentru aceea că de atunci încoace Laura continuă să-și trăiască cu smerenie vocația și prietenia. Laurici, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Să știi că în spatele nostru sunt mii de oameni, dar nu trebuie să te gândești la asta. Nu mă gândesc deloc. Tema noastră centrală, sigur că este legată de carieră și vocație, dar nu ne rupem nici cum de sărbătoarea Crăciunului, pentru că noi vrem să facem din dialogul acesta al nostru cu minte și așezat o încercare de a le dărui un zâmbet. Vă dărim un zâmbet spunându-vă așa: colegele de apartament ale Laurei sunt patru pisici. La casă le vedeți pe când prin cadru. Eu am zis că orice monah care are o chilie serioasă trebuie să aibă și pisici reprezentative. Deci, dacă ziceți că vor trece pisicile și vă deranjează, noi nu avem nimic în legătură cu aceasta. Laura va ști să le liniștească. Laura, bine ai venit, îți mulțumesc frumos că ai acceptat. Știu că ai depășit niște praguri interioare acolo. Și ca să încep așa cu începutul, zic și eu prima frază din această carte pe care ai dedicat-o, acest, cum să zicem, manuscris pe care ai dedicat, lucru șocant pentru toți, scrie așa: dedic această carte creatorilor mei, Preasfânta Treime, Dumitru și Lucia. Impresionant. Și spui așa: când vorbesc despre acasă, îmi sclipesc ochii, mă nasc de plin și aud vocea izvorului subțire din grădină. Când vorbesc despre acasă, privesc în timp, fac pauze lungi și zâmbesc în șoaptă, privesc în jos și mă topesc în carne. Indiferent de cât de cu minte îmi voi scrie sufletul pe cerneală, nu voi reuși în veci să pictez apusul de pe urmă. Copilăria mea este ca ploaia, zgomotoasă și grea, liniștită și ușoară. Unde ai învățat să scrii așa frumos și tehnic? Nu știu. Încep așa, dar eu nu am... Bine, mereu mi-au plăcut cuvintele. Asta e un cert. De copil din școala generală memoram pagini întregi. Puteam fotografic, mi-aminteam tot, virgulă, totul. Dar abia după ce a murit tatăl meu în 2014, am început să scriu. Asta a declanșat ceva în mine, evident. O nevoie profundă de a-mi exprima. Și cum, dacă nu prin cuvânt. Cred că așa. Și în timp s-a ștefuit cumva și darul ăsta, fiindcă este fără îndoială. Dacă ar trebui să vorbim de formarea ta, care e amintirea cea mai dragă din școală sau din școlile pe care ulterior l-ai urmat? Da, mie mi-a plăcut tot. Adică mi-e foarte greu să aleg un moment. Eu am fost mereu un copil foarte fericit și cumva m-a urmărit bucuria asta până astăzi. Nu pot să stau tristă mult timp, fiindcă mă plictisesc. Și nu văd rostul. Eu mă gândesc mereu că o să mor și ce rost are și mai bine sunt fericit. Da, deci nu. Dar cu siguranță copilăria a fost și bănuiesc că pentru fiecare om este altceva. Pentru că atunci nu ai responsabilități. E ușor. Am văzut din tot ce scrii și din tot ce gândești că imaginea aceasta a tatei și a mamei te-a marcat foarte mult. Să știi că a rămas la fel de impresionat de imaginea tatei ca și de a mamei în tot ceea ce ai descris. Și sper din toată inima oamenii să apuce să citească măcar în parte textul pe care eu l-am avut la îndemână. Spun așa liniștit, citesc acum din ceva mai încolo: din poalele lumii m-am nimerit în șorțul cu cei mai săraci și marginalizați copii din oraș. Am crescut cot la cot cu țiganii, am mers la școala din cartier și am învățat să scad numerele, să adun silabele, să împart istoria în an și să-mi înmulțesc visele cu ei. Contrar sfaturilor primite de părinții mei de la rude, ambii au fost de acord ca eu și sora mea să mergem la școala din cartier împreună cu restul copilor necăjiți din zonă. Cel mai important lucru pentru părinții mei era ca noi să-i tratăm pe toți oamenii la fel.
Iar cât despre nivelul educației și competența profesorilor de la școala generală, numărul 12, uite cum am aflat măcar școala generală care a fost, erau de părere că dacă vrei să înveți, poți să înveți și în lumina lumânării. Da, rămâne valabilă. Absolut. Oh, deci părinții mei, eu sunt părinții mei, dovada existenței lor, au fost niște oameni extraordinar de simpli, foarte, foarte firești, dacă are sens asta. Ei au crescut la țară, de amândoi au crescut în același sat până la o vârstă și când s-au mutat la oraș, da, bineînțeles că au adus cu ei firea lor, nu? Noi, copii fiind, mergeam mereu, când era liber, când era o zi fără lucru, chiar și dacă lucrau de multe ori, mergeam după lucru, mergeam la picnic, la pădure, mergeam la râu, la noi erau multe râuri unde am crescut eu, Hunedoara, la pescuit, cu cortul. Imaginați-vă că mami făcea de multe ori dulceață la ceaun, fiind cu cortul. Adică o simplitate foarte greu de întâlnit. Da, și ce cred eu că au făcut ei cel mai bine este faptul că ne-au făcut să ne simțim iubite. Eu m-am simțit iubită. Eu credeam că suntem cei mai bogați oameni din oraș. Nu știam situația. Chiar așa ne-au... Da, erau cei mai bogați. Doi părinți care au două fete ca voi nu pot fi decât foarte bogați, asta e clar. Da, dar eu credeam că sunt foarte bogată, adică credeam că îmi permit orice. Până în clasa nouă, când am mers la liceu și am descoperit că nu este chiar așa. Liceul a fost mai complicat decât școala generală. Cum l-ai simțit? Nu, am înțeles. Nu știu. Eu am făcut un an de liceu în Hunedoara, apoi ne-am mutat în Craiova, da? Pentru că ai mei fiind dintr-un sat din Gorj. Tatăl meu a murit cu o zi înainte a zilei mele de naștere. Asta nu este scris în carte, dar așa a fost. Împlineam atunci 14 ani. Și bineînțeles, mama mea a dorit să ne întoarcem acasă, da, acasă unde au crescut ei. Și am continuat acolo cu liceul următorii 3 ani. Nu mi-a plăcut în Craiova deloc, pentru că, na, oltenii... Te-au supărat. Dar eu sunt olteancă, nu mă înțelegeți greșit. Dar fiind crescută în Ardeal, nu simțeam chiar așa. Și a fost fragmentată, da? din momentul ăsta viața mea a început să se împartă în segmente de timp, da. Ai preluat un pic starea aceea că ai o definiție a tatălui care m-a impresionat foarte tare. Tatăl meu era inteligent și agil ca un vultur, puternic și neînfricat ca un leu și spontan și altruist ca un copil. Dar mai mult zice, șovăia între foc și gheață, vibra între lumina albă dătătoare de viață și abisul negru ca păcura. Da. Cum te ajută o astfel de aducere aminte să evadezi din sărăcie și din tristețe, din neputință? E o forță motrice ieșirea pe scara tatălui așa în lumea asta mare? L-ai simțit tot timpul cu tine? Pe tati. Eu le spun tati și mami. Așa, așa am învățat, așa, cu dea că-i cheamă. Cum să răspund? Păi, imaginați-vă că tatăl meu, cu o zi înainte să moară, da? Cu o zi înainte de ziua mea de naștere, da, deci, da, el... Săracul a mers să doneze sânge pentru că nu avea bani să facă ceva de ziua mea. Deci, o dragoste extraordinară. Tatăl meu muncea mult și muncea în afara programului, făcea multe lucruri, tot ce putea el ca noi să avem tot ce ne trebuie. Adică, el, cu toate că a avut și el o tinerețe, a avut... biciile lui,
a renunțat dintr-o dată. Imaginați-vă că într-o zi s-a lăsat de fumat. El care fumase 14 ani înainte. Pentru că noi aveam nevoie de bani, nu? Ca să mâncăm, să ne îmbrăcăm. Pe mine este primul om, primul bărbat care m-a iubit, tatăl meu. Este extraordinar, nu pot să-l compar cu nimeni, pentru că a fost o iubire sinceră, curată, care nu aștepta ceva înapoi. Și bănuiesc că doar un părinte poate să facă asta. Dar pe mine m-a format în sensul că m-a învățat să caut o iubire asemănătoare, care este din nou greu de găsit, dar prin Dumnezeu se poate ajunge acolo. Și nu m-a lăsat niciodată să mă blochez la băiețași, bărbălăi, atrăgători și cu situații de tot felul. Pentru că dacă nu era inima acolo, nu puteam să compromit. Îmi place aici, ai un vers teribil. Amin, cerul arde, dar crucile rămân. Așa este. Cerul arde, dar crucile rămân. Orice se întâmplă, poate se întâmplă orice, da. Spui aici, în povestea ta, că părinții caută loc de odihnă în copii. Simți că le-ai odihnit? Hai că pe tata sunt convins că dacă... Dar mama cum era în contextul ăsta al creșterii tale, al fetelor sale care devin când îngeri, când răzbătătoare în viață sau cu dorința de a crește și de a răzbate în viață? Eu cred că mami a fost o sfântă. Eu n-am întâlnit femeie ca mama mea. Ea nu ieșea în evidență cu nimic. Nu? Mergea pe stradă și nu are nici preza extraordinară. Da, nici ghetele nu erau lucioase. Nici nu vorbea mult, dar simțeai lipsa mai mult decât prezența, pentru că nu deranja cu nimic. Era ca aerul. Și pe mine mama mea are foarte multă credință. Eu cred că așa am reușit să accept tot ce s-a întâmplat ulterior în viața mea. Pentru că ea mereu spunea: Laura, nu stă Dumnezeu mai mult decât poți să duci. Laura, fiecare om are crucea lui. Și eu am crezut-o pe cuvânt, pe cum mama mea nu mă minte. Da, nu știu să spun altfel, dar am avut doi părinți care nu doar că ne-au iubit, pentru că sunt sigură că fiecare părinte își iubește copilul, și au făcut copiii să se simtă iubiți. Și subliniez, cred că e cel mai important lucru, să se simtă copilul important, să simtă că rupi un pic din tine pentru el, fiindcă o să-i dau foarte multă încredere în viitor, în tot ce o să facă el. Asta cred eu. A trecut liceul și ai vrut să faci ce? După liceu, pijamale. Am vrut să fac științe politice. Atunci eram foarte pornită să învăț limba rusă și limba arabă. Începusem să fac treaba asta. Până când am ajuns aproape de bacalaureat, da, bacul a 12, și mi-am dat seama că mă plictisesc teribil învățând. Învățam foarte mult. Așa că m-am dus să fac niște cursuri de canto, meditații de canto. Dar bănuiai că ai vocea asta specială? Eu mereu am cântat. Copil, eu n-am fost la o școală de muzică, tehnică și tot ce fac cântând. Am învățat foarte mult de pe YouTube. YouTube is very good. Da, pot să învăț foarte multe lucruri aici. Respirație, până și bine, dicția, am o problemă încă în toate limbile. Dar poți să înveți. Și în clasa 12, cum spuneam, 2-3 luni am mers la profesoara de canto, Ana Ghiziceanu, prima femeie care cumva mi-a ghidat pașii în viață și ea nu știe asta, care mi-a spus într-o zi că de ce nu mă duc în Anglia să fac teatru. Am zis, curaj. Nebunie. Da, am plecat acasă și mi-am sunat mama să-mi spun că mă duc în Anglia. Eu mă apuc de, cum se numește, înscrierea. Trebuia să o facem online. Am trimis tot ce era nevoie, scenarii,
videoclipuri, monolog, scrisor. Am intrat, am plecat. Nu era o admitere ca și cum n-ai dat admitere. Ai muncit mult pentru admiterea aceea. Adică e un proces întreg de acceptare într-o școală, inclusiv în Da, au fost și teste, apoi în București, de limbă, de... Ha, o grămadă. Da, sau... Și a ajuns acolo? A ajuns acolo, da, și era frig. Da, și eu nu aveam credit pe telefon, evident că nu aveam credit. Nu puteam să dau de landlord, dar m-a recunoscut cumva în stația de autobuz. Ești tu, Laura, da? M-a dus. Landlordul fiind proprietarul, nu, proprietarul casei în care m-am mutat. Pentru că universitatea îți oferea câteva contacte, câțiva landlords, nu știu cum, da, proprietari. Și tu puteai să alegi în funcție de banii pe care aveai, de bugetul de care dispuneai, o cameră. Eu am ales una foarte mică, foarte, foarte mică. Da. Și am... Și cum a fost școala? Facultatea? Da. Păi ce se întâmplă? Mama mea, mami, a murit practic în primul an de facultate. Eu m-am întors în țară de Crăciun. Și ea a murit chiar de anul nou. A avut un atac cerebral. Tatăl meu a avut un accident la lucru. Da. Și după ce s-a întâmplat asta, eu am fost pusă în situația de a rămâne în România, tristă, nu? Era o opțiune. Sau de a continua drumul pe care mă aflam deja. Așa că m-am întors în Anglia. Am terminat primul an de facultate. Însă, fiind orașul mic, m-am decis că cel mai înțelept lucru ar fi să mă mut în Londra. Da? Pentru că acolo erau mai multe șanse să lucrez și să pot să trăiesc. Așa că din anul 2 m-am mutat la alte universitate, Middlesex, în Hendon, pe care am absolvit-o și a fost genială. N-am învățat... nu știu ce să spun. N-am învățat... Cine am învățat? M-am descoperit pe mine, dacă asta are sens. Dar nu au fost cursurile cât a fost libertatea pe care am avut-o în cadrul universității. Și era Dumnezeu acolo prezent? Se ascundea pe după... Pe unde era Dumnezeu în perioada aia? Ascundea după oameni, între oameni. Pe inima mea știa, inima mea cunoștea de adevărul. Dar bineînțeles... Nu înseamnă că am și făcut mereu ce trebuie. Am știut, însă nu. M-am bucurat de toate libertățile posibile. Da, și nu o spun cu mândrie, e un adevăr. Am fost o lepră. Acum, un pic. Ai început să te deplasezi în lumea aceasta artistică. Din tot ce auziserăm noi public atunci, imediat după ce am aflat că românii, chiar dacă au talent, nu sunt băgați în seamă de români, că asta e ideea, de fapt, până la urmă. Ce s-a întâmplat cu viața ta artistică din ca actor? Am înțeles atunci că ai fost plecat în Africa, ai fost în Norvegia, erai un adevărat mit, așa, fulminant. Ca la sfârșit de tot să le execuți maioneza, să le tai maioneza efectiv, spunându-le că tu vin în ascultare de duhovnicul tău, n-ai văzut fețele, că nu cred că aveai în direct să vezi, momentele în care le-au căzut toți fața, pentru că toți au înțeles că nu te mișcă în față dorința de carieră. Asta a fost pentru ei un șoc. Este foarte dificil. O să încerc să explic. Da? Muzica. Acest talent. M-a controlat foarte mult timp. Da? Adică poate unii oameni au patima fumatului sau patima păcănelilor. Da? E la modă. Pentru mine muzica a fost o patimă. Imaginați-vă că erau momente înainte de mănăstire, înainte de întoarcerea mea ușor-ușor către biserică, către firesc, în care eu 90% din activitatea mea, da, cerebrală, era muzică. Mergeam pe stradă, mintea mea cânta. Adică și acum se întâmplă, sigur. Dar atunci foarte mult. Eu mă culcam și mă trezeam cu muzică în cap.
Deci nu era bine, nu era bine, nu era liniștitor, mă tulbura acest talent, da. Și n-am înțeles, foarte mult timp n-am înțeles de ce l-am primit, ce trebuie să fac cu el. Și cumva prin asta m-am întors în România, da, pentru că am auzit că undeva la o mănăstire, mănăstirea Oașa, locuiam în Norvegia atunci, am auzit că se cântă colinde, colinde vechi. Și am zis, hei, nu, cum o fi asta? Și am mers să văd, am văzut și m-am întâlnit cu oameni de vârsta mea, foarte inteligenți, da? Deloc tabornici, cu toate că erau și cazuri, da, aparte, cu un alt duh, cu altă putere, cu altă viziune. Și din momentul ăla, cumva am început să conștientizez mai subțire ce se întâmplă în mintea mea, da, ce se întâmplă. Iar la mănăstire mănăstirea e ca o oglindă, știți, în care care nu poți să fugi, în fața ta și oriunde te duci te vezi, n-ai cum. Iar eu acolo am învățat cumva să mă și rog, adică atunci când sunt tristă, tulburată, să nu cânt, să nu mă duc la patimă, ci să mă rog în schimb. Și acum, da, sunt în lume de când de un an, cam așa, nu mai știu. Momentul în care îmi petrec mai mult din timp cântând și trece de 50%, simt. Dar simt, nu mai sunt eu, nu e bine. Deci e o luptă continuă la mine cu muzica, da? Pentru că ca orice altceva te poate lua pe sus. Bineînțeles, este foarte multă slavă de șartă cu orice dar de felul acesta. Mereu. Înainte de asta, să ne întoarcem un pic. Londra, undeva la 19 ani ajungi, nu? Ajungi la Londra pe la 19. Da. Apoi pleci către Africa. Londra, Africa. După aceea în Africa, undeva? Sau unde a fost? Nu, da, eu am făcut o grămadă de călătorii. Nu, deci eu m-am dus la teatru pentru că n-aveam nicio șansă să intru la conservator în România. Nu aveam nicio șansă, fiindcă nu aveam bani. De ce nu aveam bani? Pentru că nu, copilul sărac. Ca părinților tăi. Da, nu. Și practic în România, la vremea respectivă, nu știu cum este acum, nu vreau să spun nimic greșit, cu toate că sigur spun, trebuia să faci meditații cu profesorii din admitere. Da? Și eu nu aveam posibilitatea să fac treaba asta. Și acum m-am dus în Anglia, am făcut teatru, care era cea mai asemănătoare categorie de, nu știu, activități. Motivată, da? arta bucuriei din interior, corect. Da, și am adus pentru că era aproape de muzică. Toate modulele pe care le-am ales îmi ofereau libertate totală, da, de exprimare. Și ce am făcut? Am combinat muzica live cu mișcarea scenică, însă teatru fizic, nu pantomimă, nu cu mâinile în aer, așa. Dar teatru fizic, mișcare și muzică. Eu nu am vrut niciodată să devin actriță, nu mă înțelegeți greșit. Însă mi-a prins foarte bine. Da? M-a ajutat enorm, pentru că te expui când faci lucru teatral, da? Te faci de rușine, mai plângi, mai doare un pic. Da, și așa s-a întâmplat. Iar de călătorit, am lucrat facultatea. Mi se pare ciudat când aud de copii de România care se studiază și nu lucrează. Nu pot să înțeleg asta, cum trăiește. Da, și evident am avut bănuți. Da? În Anglia este posibil. Studenții sunt ajutați, sunt primiți în restaurante, da, să lucreze. Și am și lucrat apoi o companie de teatru pe care am avut-o. Dar călătoream. A fost și asta o patimă. Sincer, e foarte greu. Am despătimit cu pandemia, da? Serios? Sperăm încercă, da. Devii dependent de experiența asta nouă. Adrenalină, călătorie, da. Da, e corect. Da. Care a fost punctul cel mai interesant din călătorile astea? Unde ai simțit? Au citit pe aici Lima, mai citit aici? Acolo. La Lima? Peru. Peru. Nu știu de ce. Sora mea este căsătorită cu un peruan. Da, tot lucruri interesante.
S-au întâlnit pe High Five, asta este înaintea Facebook-ului, eram noi mici. El a venit în România să o cunoască, apoi am mers ea, acum ei locuiesc în America, în Colorado. Dar este o, nu știu, o trăire foarte aparte acolo și oamenii sunt foarte calzi și înțelepți și au așa o răbdare, ești din comun. Eu am trăit în Chile o perioadă. Știi că chilienii nu prea se împacă cu peruanii. Am trăit în Chile o perioadă suficient de mare că să-mi fac prieteni atât în Santiago de Chile, cât și la Lima. Profesor de specialitate, da, niște oameni faini, adevărați, adevărați, adevărați. Și am cunoscut în vremea aceea, înainte cu mult, și ne-am recunoscut în Chile, unul dintre marii predicatori peruani, un penticostal, dar un penticostal în cadrul bisericii catolice. Un tip fabulos, un talent ieșit din comun, care în momentul când l-am cunoscut, închipuiesc că preda teatru într-o școală de copii de lângă Lima, într-un cartier de nimic, în care mureau de foame copii, dar, cum să spun, îi hrănea în primul rând cultural. Doi dintre cei antrenați de el să fie actori au devenit, unul dintre ei a luat un premiu internațional pentru o piesă de teatru și s-a întors cu banii și a reconstruit un pic în micuța comunitate de acolo o școală de teatru pentru copii. A fost pentru ei respirația prin artă, salvarea lor prin artă. Cred că uneori arta poate să ofere ușița asta, portița asta, dacă e gestionată corect în Hristos, poate oricând să facă orice. Adică Hristos oricum poate face din orice artă o fereastră către împărăția cerului. Și apoi întoarcerea spre casă a venit așa, prin nord, prin Norvegia, prin o aterizare forțată. Da, eu în Norvegia am avut așa o cădere profundă în mine, dacă are sens. Este foarte frumos în Scandinavia. Totul arată impecabil, de la trotuar până la perdelele din casele oamenilor pe care le poți vedea. Așa le țin. Dar probabil din cauza asta, pentru că totul era material, totul era fizic, extraordinar de frumos. Eu am și lucrat ca ghid turistic acolo, evident am studiat istoria, am văzut cum s-au format. Nu vreau să intru în politică, da, dar este un materialism, marxism, socialism, toate sunt combinate de acolo. Și am simțit realmente că nu se poate să fie doar atâta. Cum este posibil ca eu să am tot ce îmi doresc? Da, ei sunt foarte bine, au tot. Ai remarcat la un moment dat că în Finlanda, unde noi sunt toți oamenii fericiți, sunt cele mai multe sinucide. Da, da. M-am reuitat astăzi, știam că ai dreptate. Cine trece prin Hoaraz nu poate greși niciodată, asta e clar. Dar am conștientizat odată în plus că și eu am avut sentimentul ăsta la unui salon foarte bine spălat cu spirit. Asta a fost sentimentul. Da, am avut șansa Danemarcei să o cunosc mai bine prin preasfințitul Macarie, să-i cunosc pe oamenii de acolo. Am rămas în relații foarte cordiale cu foarte mulți dintre ei. Cred în continuare că avem nevoie unii de alții să echilibrăm Europa. Europa nu poate sta decât echilibrată, dar prefer Oașa. Adică prefer Axis Mundi de la Oașa, prefer Sâmbăta, prefer Moisăiu, prefer să, cum să spun, mie mai bine la Bârsana pe una dintre cotloanele luminoase ale mănăstirii decât într-un cartier foarte mare, cu o singură problemă, să n-aibă o librărie bună în limba italiană, franceză română nu mă aștept, dar adică să nu mă ispitească cu vreo librărie. Dacă n-ar fi ispita asta, chiar nu-mi doresc nimic de acolo. Lumea, multă vreme m-a socotit că nu sunt coerent în ce spun, dar pe mine m-au marcat mult bibliotecile lor. Eu mă bucur de tot ce au acumulat, dar când văd că sunt singure și neabătut trimise către muzee, mă doare sufletul. Ai avut sentimentul ăsta vreodată? E foarte greu. Este foarte, foarte, foarte dificil. Dificil de ce? Pentru că noi nu mai suntem educați să gândim critic, dar nici măcar adevărul nu mai este obiectiv astăzi, tot este subiectiv. Alb este roșu și cald este rece. Deci asta din start, fundamental, da? Omul, copilul care este în formare, el nu se poate dezvolta ca să funcționeze la nivel maxim, să-și
să-și înțeleagă. Unde mai pui că atacăm anatomia, care e o știință exactă până la urmă, știi că până la urmă e o știință exactă. Da, este secolul 21. Lucrurile sunt răsturnate și este foarte greu să observi asta, pentru că asta a fost educația din ultimii 30 de ani în Europa de Est. Da. De unde a venit și cum s-a format și cine sunt gânditorii. Adică oamenii nu mai citesc. Nu mai citesc și nu citesc pentru că este o falsă impresie că device-urile te informează. Nu te informează, este propagandă, este manipulare, sunt constant tabere pro și contra. Oamenii deja se divizează. Nu știu dacă se pot rezolva lucrurile astea, pentru că este prea departe. Da? Nu văd real, doar așa se spargă balonul, pac. Însă să te întorci la o gândire mai, nu știu. Te-ai gândit vreodată că vocea te va scoate din anonimat? Că prezența ta pe o scenă publică le face pe mulți să se pună... Eu am văzut cum au căzut pe gânduri juriul la concurs, dar să știi că mai pe gânduri am căzut noi acasă. Fir ar să fie de treabă, ne-am dat seama că un fir de fetiță poate să dărâme circul mondial dacă este corect. Să dărâme orice dacă este ancorat în adevăr. Să știi cine ești. Asta este cel mai mare lucru pe care poate să realizeze un om, să se cunoască. Eu nu m-am gândit nicio secundă că sunt curajoasă, cum mi s-a spus, ai fost curajoasă. Nu! Eu am fost eu. Iar eu sunt un om liber. Și de ce sunt un om liber? Pentru că mă cunosc și este groaznic, este înfricoșător să ajungi să te cunoști, pentru că te îngenunchează. Și nu vă spun asta dintr-o falsă smerenie, pentru că sunt de unul, știu. Dar e greu. Dar când ajungi realmente să vezi, măi, da, uite-te ce ești, cum? Nu-ți mai permiți să-ți faci griji pentru ce poți să creadă X sau Y. Adică astea sunt gânduri așa, ca avioanele, sunt prea mici, nu poți să mai stea în tine, nu poți să mai crească acolo. Deci dacă știi cine ești și știi cine ești, îți cunoști și poziția de creatură. Dacă eu nu m-am creat pe mine singură. Și nici mama mea n-a apărut din nimic, nici tatăl meu. Deci viața, te întorci și la gândul să mă uit, ce e viața? De unde a apărut viața? Cum se face? Și e bine să se citească, pentru că și prin citirea cărților științifice se ajunge la aceeași concluzie, pentru că nu, adevărul e unul. Nu așa de lenește, bag seama că te-ai făcut prietenă bună cu Iisus Hristos. Te-ai împrietenit tare cu El. Nu știu să răspund la asta, dar este important să îți înțelegi condiția. Viața e moarte continuă și sună tragic. Nu este. Dacă am trăit veșnic, cred că ar fi mai dificil. Da. Gândul ăsta trebuie să fie în fața fiecărui om, dar nu excesiv, că na. Dar să înțelegi, să cântărești, mai merită să citesc cartea asta? Adică eu o să mor. Este o informație pe care eu trebuie să o depozitez sau pot să aleg altceva? Merită să dau 500 de lei pe Ghete ca să fac o poză pe Instagram? Sau pot să dau 500 de lei pe, nu știu, mâncare la un copil și la o pisică? Am pisici. Da. Dar real, firesc, o întoarcere la simplitate, pentru că nu funcționează societatea în felul în care este acum. Oamenii sunt triști, depresivi, anxioși, invidioși, suferă. Eu am fost prin toate, am trecut prin toate, nu spun asta din cărți. Am încercat totul. Nu. Am fost și am văzut, am cunoscut și spun că nu este suficient. Nu este suficient. Ce eliberează este adevărul. Iar adevărul este Dumnezeu. Și drumul până acolo
Fiecare o să-l afle când este sincer cu el, când o să-și dorească cu toată inima să înțeleagă. I-ai provocat la o încăciune a sincerității pe ei noștri? Te-ai gândit vreodată ca să, uite, eu le-aș pune sub brad niște găleți cu sinceritate? Nu pot. Le-aș dărui ceva din filonul ăsta al simplității, nu știu cum. N-am o baghetă magică, că tot vorbesc ăștia de magia Crăciunului, de m-a îmbolnăvi cu totul, dar aș încerca să le transmit că, în esență, dacă nu ești sincer în ce privește viața ta și nu ești smerit în ce privește râvna ta pentru viață, nu reușești să câștigi mare lucru, ești în derută. Cum vezi? Ce nu dai? Trebuie să câștigi nimic. Nu trebuie să câștigi. E foarte dificil limbajul. Mă iertați, părinte, dar... E firesc, e ok. Măi, ce e viața? De unde a apărut viața? Eu sunt viață, eu sunt în viață. Stau pe scaun și vorbesc cu un părinte, un duhovnic, un bărbat. Mai iau câte un pic de ceai. Asta e toată viața mea, clipa de față. Asta. Nu știu ce o să fie mai târziu, pentru că nu mi-este promis. Dar este în mintea mea, imaginația mea, poate, poate, poate. Cred că omul, dacă s-ar întoarce în prezent, clipa de față, s-ar întoarce și în sine. Pentru că ăla ești, asta sunt. Nu ce aș putea să par eu în videoclipul de pe YouTube în 2 ore. Asta sunt acum. Și nu știu cum poate fi schimba lucrul ăsta fără curaj. E să vedem lângă găleata de sinceritate, o găleată de curaj. Am înțeles. Din tot ce ai ascultat din colindul românesc, care e colindul care te-a marcat cel mai serios? Colindele de la Oașa mi-au plăcut foarte mult. Da, colindele adunate de Ion Bocșa, nu că mi-au plăcut interpretările neapărat, duhul este altceva. Sunt colinde scrise de bătrâni de la țară. Acolo se simte inima Sația Ileana, care altceva. Sinceritatea. Eu, sincer, nu prea ascult muzică. Adică nu ascult deloc muzică. Foarte ciudat, dar nu ascult muzică. Ascult doar așa, dau click să văd ce au mai lansat unii și alții, ca să cărtesc un pic, să judec și nu am văd de treabă. Dar nu-mi place muzica în felul acesta pentru că mă bruiază, îmi place liniște. Eu fac muzică fiindcă iubesc liniștea și doar în liniște pot să aduc la viață prin sunet o trăire. Asta cred eu, asta simt eu. Dar nu cred cu muzică. Le spunem celor care, cum zic eu, videocredincioșilor, celor care ne urmăresc, că anul ăsta ți-ai luat inima în dinți și ai făcut câteva colinde, nu? Ai reușit. Mi-e frică să le numesc colinde. Urare de Crăciun. Este o urare de Crăciun, cea pe care am pus-o pe YouTube acum. O să vedem pe colegii de la doxologia să înceapă cu prezența ta pe scenă și să termine cu prezența ta în urarea de Crăciun. Materialul pe care noi acum îl înregistrăm, tocmai ca lumea să, știi cum, încep să fie recunoscută după ceea ce ești, nu numai după ceea ce păreai că ai putea fi. Pe mine mă bucură foarte mult lucrul ăsta, că ești constantă în efortul ăsta. Deci ai urat de Crăciun. Textul, da. Muzica, cum l-ai făcut? Am înțeles. Păi, arta, da, ce este arta? Nu contează, este o materializare a unei emoții. Da, o transformi în obiect palpabil. Am văzut pe aici, că ai tu aici o chichiță spusă despre o dată care mi-a plăcut, dar nu o mai găsesc nici dacă stau până dimineața. Mult mai mult mi-a plăcut asta. Așa înțeleg ascultarea ca pe un metanier care depinde de nodul anterior. Da. Pentru mine a fost așa o răcoreală de suflet când ai spus acolo că ai venit cu ascultarea sub ascultarea duhovnicului. Mamă, ce mi-a plăcut asta! Pentru că erau două cuvinte cheie, ascultare și duhovnic, și asta a spus totul, m-a încântat tare de tot. A binecuvântat părintele, a spus că este bine să merg să fac lucrul ăsta. Eu mereu mi-am dorit să fiu de folos, să pot să ajut. Odată pentru că știu cum este să ai nevoie
de ajutor și apoi pentru că îmi iubesc neamul, fraților, îmi place România. Dați seama, adică înțelegeți ce înseamnă faptul că părinții voștri din neam în neam s-au transformat în lut, în pământ. Asta e un calc pe jos pus să calc pe mama, nu? Dacă o luăm așa. Iubesc România și nu doar atâta, omul în general, omul care este minunăție, o minunăție care din păcate suferă și nu știe că ar putea să fie bucuros. Pe mine m-a marcat extraordinar de tare descoperirea asta în călătorii, să mă întâlnesc cu mine în diferite forme, însă cu mine complet neștiutoare cumva de realitățile astea, atât de la îndemână și în același timp atât de greu de găsit. Am găsit propoziția care mi-a plăcut mie. Arta este cea mai tăcută și mai grăitoare dintre trepte. E, curajoasă. Sau, asta e mai frumoasă și într-un fel sau altul, cred că e motiv pentru care, fără voia noastră, știi că noi am stabilit asta cu întâlnirea aceasta pe doxologia, cu mult un pic înainte de a ne gândi că e și posibilă. Dar e aici un lucru care pe mine m-a impresionat tare. Arta este cel mai sigur mod de a informa, promova, respinge sau dezbate subiecte dificile care vizează și afectează un anumit număr de locuitori dintr-o societate oarecare. Pe cât este de necesară introspecție și înțelegerii conștiinței naționale a unui popor dintr-un anumit timp istoric, pe atât este de periculoasă prin conținutul manipulator și eretic pe care îl poate conține. Subscriu. Dacă aș fi scris-o vreodată, aș fi fost mândru de mine. Tu nu te mândri, e clar. Dar e ok, adică așa gândesc și eu. Simți acum că arta mai este în ordinea ta și în ordinea căutării lui Dumnezeu? Cum o simți? Pe mine personal nu m-a încurcat. Mi-a folosit foarte mult, dar în niciun caz n-am fost așezat în artă precum ai fost tu așezat în artă. Sau ești așezat. Acum s-a limpezit. S-a limpezit și s-a limpezit pentru că Dumnezeu m-a ascultat. Mi-a ascultat dorința, rugăciunea sinceră. Eu nu înțelegeam atunci, fiindcă mă tulbura. Era o pătimașă legătura mea cu artă, cu muzica. Acum de când m-a luminat Dumnezeu în direcția asta, am mai multă rânduială, mai multă înțelegere. Dar sunt trei aspecte care eu cred că orice om care creează trebuie să le ia în considerare. Odată, creezi, ești tu adus la viață ceva. Da? Asta te aseamănă cu Dumnezeu, creezi. Deci ai o responsabilitate spirituală, pentru că tu vii cu un duh, cu o energie prin arta pe care o faci. Arta ta poate să distrugă corola de minune a lumii sau să o îmbogățească. Asta e etern. Deci odată gândul impactului tău la nivel spiritual, la nivel de simțire față de Dumnezeu, da? Responsabilitatea asta. Apoi responsabilitatea socială. Păi tu faci artă care să servească unei propagande anume, servești unui radio. Ce-mi place, e la radio. Asta e artă. Tu poți să faci asta și să te simți bine. Când ți la, nu știu, este, acum alegem președintele și facem niște scene prin țări, prin orașele din țară. Politic, da? Tu ce faci? Tu ai un dar atât de mare pe care ți-l vinzi. Adică e prea ieftin, e lucru slab să faci așa ceva cu un dar așa de mare, fiindcă nu te vei simți împlinit. Și apoi, bineînțeles, față de sine. Eu am scos cântecul X, dar eu îl simt, eu cred că mă reprezintă, eu pot să adorm liniștită. Este un mesaj care mă reprezintă, da, nu știu cum să spun. Am două odihnă de care am nevoie, da. Da. Ei, văd neodihniți. Știi ce m-am uitat, Laura? În ultima vreme, toți oamenii ăștia care îmi dau lecții de prin toate studiourile, stare nefericiți. Îți triști rău de tot. Și eu mă rog pentru ei cu dragoste și să știi că m-am gândit de multe ori ce bine le-ar fi prins câte un cântec așa de liniștire. Să stea ei așa cum ei și să vadă că viața
nu începe și nu se termină cu ei. Și că de fapt suntem mult mai mult, mult mai adânc decât părem la prima vedere. Ne apropiem de minutele de final ale reprizei. Aici, e ca la fotbal, 45 de minute. Uite, îmi permit să citesc un citat care mie mi-a picat cu așa pe suflet. E legat de casă, de aducerea ta aminte. Îmi amintesc corlata îmbrăcată în ziare și mâinile fumului subțire din hor. Îmi amintesc butoiul cu murături din cămară și leagănul improvizat pe lângă grădină. Îmi amintesc pe mama într-un mil cu arica zăpada și îmi amintesc pe tata, gardian viu cu maxilare ca oțelul. Îmi amintesc glasul radioului de pe fundal și mirosul cocenilor îmbibați în motorină din sobă. Îmi amintesc lada cu porumb de lângă scară și puii de pisică din pod. Îmi amintesc zumzetul albinelor și mirosul florilor de tei de lângă fântână. Îmi amintesc bucuria bunicii când scotea pâinea din vatră și gustul strugurilor necopți din vie. Îmi amintesc că știam de plin că o să-mi amintesc și rândeam întrebându-mă dacă o să mai aduc aminte. Da. N-am cum să nu-ți mulțumesc. N-am cum să-ți mulțumesc pentru astfel de imagini și pentru simplitatea asta de a gândi ca un zor de zi, așa, de dimineață. Noi să le spunem că înregistrăm după o zi grea și pentru mine și pentru tine, dar mie mi se pare că a răsărit dimineața și asta e lucrul cel mai important. Laura, te rog mult să ții aproape de muzică și să faci ceea ce știi să faci cel mai bine și nu în ultimul rând să-i mulțumești părintului duhovnic și nu spunem că a dat binecuvântarea ca în seara aceasta să fim împreună jumătate de parte în încercarea aceasta de a le spune copiilor, tinerilor că se poate și altfel. E posibil să ne trăim sincer viețile. Îți mulțumesc foarte mult. Îmbrățișează pisicile de la noi că au fost cuminți și așteptăm să cânți pe mai departe și să ne colinzi cu toată dragostea. Îi mulțumim și lui Cătălina Casandre că ne-a găzduit în casa doxologia.ro și promitem să fim cuminți și când creștem un pic mai mari să fim și mai atenți să povestim pe mai departe. Laura, mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să bine. Da, mulțumesc, părinte.